Deși au trecut deja câteva luni de când s-a adoptat noua lege a pensiilor, există în continuare o serie de particularități care abia acum ies la iveală. Problema este că multe dintre ele sunt cu caracter obligatoriu, iar anul trecut acestea nu existau. De exemplu, dosarul de pensie în anul 2024 trebuie să includă în plus o adeverință de la angajator și o declarație pe proprie răspundere. Începând cu 1 ianuarie 2024, românii care vor să se pensioneze la limită de vârstă trebuie să facă dovada faptului că nu mai continuă activitatea la angajator până la vârsta de 70 de ani. În acest sens, angajatorul trebuie să elibereze o adeverință care să includă informația conform căreia individul care dorește să se pensioneze nu dorește continuarea activității. Și de asemenea mai trebuie o declarație pe propria răspundere prin care persoana care vrea să se pensioneze atestă că nu va continua activitatea până la împlinirea vârstei de 70 de ani.